Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare convoacă în ordinea următoarele proiecte. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2 al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități inițiale primarul comunei. Proiectul 2. Hotărâre privind aprobarea contului taxei speciale de salubritate pentru anul 2017, precum și aprobarea regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate a Comunei Ștefan cel Mare, inițiale primarul comunei. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității, oportunității și potențialul economic al investiției amenajarea trotuarelor în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiale primarul comunei. Punctul 4. Dimensi. Cine este de acord cu hotărârea? Deci, în unanimitate, toți consilierii sunt de acord. Procesul verbal nu este de acord? Da. Spune la urmă. Propunem supunerea la vot a procesului verbal de luna trecută, care a fost prezentat. Punctul 1. Deci, proiect de hotărâre pe privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre privind stabilirea măsurilor de eficientizare activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol. Proiectul de hotărâre prezent. Proiect de hotărâre. Hai să o dăm asta. Hai să o faci. Bine, la un târziu emoțional. Dă-l un pas de loc. De ce? De ce? De ce? De Da, dormiți câți de mână. S-a uitat tot ce l-am. Lasă. Proiectul de hotărâre prezentat și aduce la îndeplinire sarcina trasată primarului de a face analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol, analiză semestrială care va fi supusă de dezbatere în ședința de Consiliul Local conform articolului 8 aliniatul 4 privind aprobarea normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019 stabilite prin ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării și Fondurilor Europene. Conform acestei prevederi, Consiliul Local aprobă prin hotărâre măsurile de eficientizare a activităților de înscriere a datelor în Registrul Agricol. Cu referire generală, având în vedere raportul de control prezentat de secretarul comunei, cu ocazia constatărilor efectuate în Registrul Agricol, pot menționa că înscrierea datelor în Registrul Agricol la Comuna Ștefan cel Mare de Subatou s-a realizat conform normelor tehnice și legislației în domeniu, pe suport de hârtie și în format electronic, stocându-se în continuare corelări între acestea. Cu privire la acest aspect, menționez că această sarcină este mai greu de realizat în momentul de față, motivat de faptul că volumul de muncă este foarte mare, modificările efectuate în Registrul Agricol sunt numeroase, și adică număr mare de transferuri de proprietăți, dezbateri de moșteniri, înscrieri de poziții noi, radieri de poziții vechi, încheiere de contracte de arendă, ceea ce presupune înscrieri manuale pe suport de hârtie, dar în paralel și electronic. Pe lângă aceste aspecte, mai intervine și aplicația informatică a cărei funcționare devine rioaie de multe ori. Cu toate acestea, am constatat că funcționarul public care exercită această activitate ține evidența
ține evidența corectă, dar există și excepții cu privire la aplicația în format electronic. Având în vedere acest aspect, am propus în anexa la proiectul de hotărâre un plan de măsuri care trebuie dus la îndeplinire în vederea desfășurării activității în bune condiții la Registrul Agricol, planul de măsuri pe care aș dori să-l analizez și să-l aprobăm. Candidat și din partea dumneavoastră propuneri care poate nu au fost cuprinse în conținutul proiectului de hotărâre, fie în omisiuni, fie în eluări în calcul. Față de cele prezentate, rog aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Și acum o să dau citire planul de măsuri privind eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol la Comuna Tepace Mare de Subacă. Măsură propusă. Înscrierea datelor în Registrul Agricol se face numai în baza declarației scrise, dată pe propria răspundere de capul gospodăriei sau în lipsa acestei de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate de plină de exercițiu, la care vor fi anexate documentele referitoare la clădiri și terenuri a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbării categoriei de folosință cu respectarea legislației în domeniul Registrului Agricol. Termen permanent, răspunde doamna statache Carmen Gabriela și doamna Munteanu Arina, care sunt inspectori cu atribuții privind Registrul Agricol. O altă măsură propusă. La înscrierea gospodăriilor în Registrul Agricol se va avea în vedere numărul de case atribuit în anul 2011 înainte de recensământul populației și al locuinței și potrivit hotărârii Consiliului Local privind aprobarea nomenclaturii stradale. Termen permanent, aceleași persoane responsabile. 3. Contractele de arendă vor fi înregistrate corespunzătoare atât la poziția lor a proprietarului cât și a arendașului, evitându-se înregistrările duble pentru aceeași suprafață de teren, atât în format manual cât și în format electronic. Termen permanent aceleași persoane. 4. La poziția de rol unde nu au fost completate toate datele de identificare al membrului familiei, se vor face completarea acestora. Termen permanent aceleași persoane răspunde. 5. Se va efectua afișajul și înștiințarea populației cu privire la procedura și termenul de înregistrare în Registrul Agricol. Termen permanent aceleași persoane răspunde. 6. Radierea din Registrul Agricol a clădirilor aflate în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural se face numai pe baza autorizației de desființare emisă potrivit legii. Face în permanent aceleași persoane. Se va face centralizarea datelor în Registrul Agricol pe comună la perioadele stabilite de lege, în așa fel încât permanentă conducerea comunei să cunoască situația privind cultivarea terenurilor, producția vegetală și animală, precum și mișcarea efectivă a animalelor și să se poată întocmi dările de seamă statistice cerute. Termen 15.12.2017. Răspunde doamna statache Carmen Gabriela. Persoana responsabilă cu urbanismul va informa permanent agentul agricol cu privire la construcțiile noi finalizate sau în curs de finalizare în vederea înregistrării acestora pe baza actelor justificative. Termen permanent răspunde pe bancă de referent cu urbanism. Monitorizarea activității persoanelor cu atribuții privind înscrierea datelor în Registrul Agricol pe suport de hârtie cât și în format electronic. Termen permanent răspunde secretarul comunii. Întrucât culegerea datelor este foarte greoaie, până la finalizarea înscrierilor, agentul agricol se va deplasa la gospodăriile din comună pentru luarea datelor necesare completării registrului agricol. Termen permanent, răspund cele două persoane cu atribuții de înregistrare la Registrul Agricol. Deci acesta este planul de măsuri pentru eficientizarea activității la Registrul Agricol. Aș vrea să pun o întrebare. Dacă o persoană care are animale și nu are rol, cum se înregistrează? Cum se poate înregistra animale? Se deschide poziții de rol separată și se înregistrează ceea ce are. Adevență de la medicul, da. Adevență de la medicul veterinar. Da. Și cererea persoanei respective. Pentru că eu sunt în cauză. Mie îmi trece la mine toate animalele. Deci oameni îmi trece la mine, dar se treacă lui.
Trebuie de la medicul de veterinar, cu ce animalul cu care figurează înscrise și cu medicul poziție. Veterinar, dar nu este o problemă. De, ăla, nu știu ce cu el, care a venit în locul domnului Chiscop, nu mai găsește nimeni, nu știu, mai figurează, nu mai figurează, ce... Aici și nu mai solicită oameni, dar nu mai găsit, nu mai e de găsit, nu știu. Nu mai răspunde nici la telefon. Vedeți, domnule Vasă, din câte știu eu, medicul veterinar a concesionat activitatea sanitar-veterinară la nivel de comun. El este în relații directe cu Direcția Sanitar-Veterinară. Răspunde de... Deci, în primul rând, răspunde de vaccinări, recoltări de sânge, ceea ce nu-i bine, dar ne lovim de chestia asta, nu este obligat să vină să facă asistență veterinară la cetățeni. Păi de ce? Deci cetățeanul este liber să aleagă orice fel. Orice medic. Orice medic? Da. Păi și... Deci eu... Lumea de unde să știe, dacă știi că el figurează în comună, pe el îl sună. Deci nu este obligat. De deci ca să știți, nu este obligat. Eu am avut discuția asta la direcția, la nivel de direcție sanitară generală. Păi trebuie să anunțăm oamenii, că nu știu oameni. Treaba asta. Și uite, mai sunt... Anumite... Bine, asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că dacă el este solicitat de cineva, dacă vrea, și dacă vrea, nu răspund, nu mai răspunde la telefon. Și fiți amabil, știți un numărul de telefon al dânsului? Da, da. Păi eu spun de și la unii. Sunt că e o problemă care îi privește pe mai mulți. Da, cu mătare, la mine o vină. S-o fungă ce-au nu scos, deci se cheamă Popescu Victor. Popescu, da. Da. 0745 0745 182 182 696 696 6, da. Mulțumesc foarte mult. Dar mi se pare că domnul Popescu Victor are și un magazin veterinar. N-are magazin. Nu, nu, nu. Acolo un pas unde a fost... Cabinet pe Oituz, sus. Cred că pentru... Căței, pisici. Căței și pisici. Da, da, da. Eu l-am găsit în parc. Da. Între sala de sport de și... El este angajat, este angajat la DPP, dacă nu mă înșiră, la DPP Onești. Mai are doi măgari. Șase. Și răspunde din grădina zoologică. Zoologică. Eu acolo l-am găsit, da. Am avut treabă. Da, da. Acolo găsiți că are niște găinuși, niște picheri, niște... Deci, da. Dacă te găsit fiți. Deci printre spital și sala de sport, de gimnastică, tocmai pe drumulețul ăla și tocmai în capăt. Înspre Oituz. Pe, nu, 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 pe spital, între spital și da. Te duci spre trotul, spre da, gâlă. Păi da, domnule, spre apă. A, așa. Deci rămâne terenuțul ăla de handbal și unde e da, așa. Da. Și rămâne tot înainte, da. Și tocmai în capăt, în stânga e... Om cu multiple... Eu am fost, el acolo are o cameră. Vii, mi-a scos ochiul la un cățel, m-am zis acolo. Domnul Slotul, nu știam cine este medic. Acolo l-am găsit. Da, părerea mea e că el ar trebui să... să mai vină, să stea de vorbă cu lumea, să cunoască lumea. Nu știe nimeni. De a venit, dar... Nu-i obligat. Nu-și face apariția de lucru. Acum nu-i obligat. Nu-i obligat. Adică nu-i obligat. Nu are... De exemplu, un caz, trebuie să tai un animal, el trebuie să dea autorizație de sacrificare, nu? Sau să duci carnea la abator. Nu trebuie să facă el treburile astea. Da, trebuie să facă alimentar. Că nu trebuie el. Da. Și atunci lumea de nu fac. Știe de unde. Umple așa de un doctor în doctor, nu știi. Da, sacrificare nu se face în mor. Deci am dat... Ai morcu acasă, dar normal cum ar fi? La un centru de abatorizare sau cu... Cum e acum? Nu știu. Dar poate vrei să duci vaca în viu. Să duci undeva. Am scăpat de unul rău și am dat peste altul mai rău, cum să spune. Da, o să afișăm numărul de telefon, o să-l afișăm la primărie și care vrea să-l afle. Nu, o să fie, da. Nu, e șapte și cel mai bine, cred că așa e. Propune la voi primul proiect.
nu am ieșat, este aprobat. Al doilea punct cu ordine. Având în vedere adresa Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local pentru stabilirea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018, în conformitate cu statutul ADIS Bacău și cu planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local și a Adunării Generale Asociației ADIS Bacău, supune spre aprobare taxa specială de salubritate pe anul 2018 în cuantum de 4,07 lei per persoană, per lună, inclusiv TVA și regulamentul de aplicare a acestei taxe speciale. Deci, conform contractului sau a regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate în Comuna Ștefan cel Mare, ADIS-ul Bacău, are posibilitatea de a, adică are posibilitatea, trebuie obligatoriu să să alinieze la prețurile stabilite prin contractul de cum se spune da, cu firma de salubritate care execută această activitate la nivel de județ și hotărârea adunării generale a ADIS-ului este de a se mări în cuantum de 4,07 lei per persoană per lună. Până acum era 3,69. Deci dumneavoastră știți ca și la ADIP, facem parte din ADIP, acolo se mărește tariful la apă. Deci nu este... Da, ia uitați un plan anual de evoluție a tarifelor și taxelor. Ne interesează de la... Deci în 2018 4,07, în 2019 o să fie 4,16, 2020 4,28, 2021 4,48 și tot așa cresc până în 2032 când o să ajungă la 5,58. Creșterile astea nu sunt atât de semnificative, dacă vedeți. Nu sunt, dar... Încolo la o taxă se adună, la cealaltă se adună și... Nu știu anul cum acolo. La urmă când se cumunează... Nu plătești mult, dar la puțin la continuu. De dublează. A, că ai pensii mai mult. Mai crește în funcție și de inflație. Ai pensii mai mult, da. Nu știu dacă știți... În 2014, parcă, s-a mărit tariful la apă. Și noi n-am fost de acord. Da, da, inițial. Inițial. Și ne-am trezit cu diferența de sumă între prețul vechi și prețul care trebuia să-l aprobăm. Per total consum la comună, ne-am trezit noi cu o factură de 67 de milioane. De varie. Așa spune în regulament. Deci, nu aprobă Consiliul Local, suma se recuperează de la primărie. Acolo de cine mai întreabă? Dacă e hotărâre, de cine mai întreabă? Și am evitat până anul ăsta, când ne-au dat în judecată, n-am plătit nici conform hotărârii judecătorie, ne-au dat la executor și ne-a dus de la 67 de milioane la vreo 76. Trebuie să o plătim când îi face pocăiri pe contul, îi blochează contul. Acum să nu ne mai ceară acordul nostru, la Consiliul Local să facă ei, nu vor. Dacă e obligator, nu? Atunci, în condițiile astea, dacă vrem să facem ce vrem noi, trebuie să fim independenți. Trebuie să ne retragem din ADIS. Când a fost vorba cu apa, nu s-a putut. Iar ei, dacă vor să mărească cu puți bețin la 10 ani. Nu, în regulamentul de funcționare a RSC-ului, este stipulat că, făcând parte dintr-o organizație, cum este ADIB, având un operator unic de distribuire a apei,
nu poți face o altă firmă cu același profil. Apropo de tema discuției și subiectul discuției, vedeți noastră, așa a fost și cu Ionu, așa a fost și cu alte societăți care erau unice și făceau ce vroiau. Eu sunt sigur că și asta este același lucru, dar mai mult, mai grav. Mai grav pentru că este un bun al localității, al comunei, un bun la care societatea are respectivă apaser, nu a contribuit cu nimic, cu nimic și nici nu contribuie. Haideți vorbim la diversitatea asta, să ne referim acum la tariful pentru salurizare. Da. Așa cum a spus domnul Bonda, avem vreo posibilitate să avem o altă poziție decât cea care e aici? Deci n-are rost. Îl supunem la vot, am luat la cunoștință. Și discutăm așa ca să... Ca să... Efectele sunt cea și o să... nemulțumirea. Discutăm bun. Dar e bine că avem acest serviciu totuși. Deci trebuie să-l apreciem. Am zis că la Bursele nu mai vin, n-au plătit sau nu știu ce. Ei, sunt multe comune, unii s-au întrerupt servicii de colectare deșeurilor. Da, din cauza datoriilor care le iau la ANIS. Noi mulțumim lui Dumnezeu, anul ăsta am încasat, am plătit, suntem la zi cu... Dar chiar mă uitam ieri, că discuția am avut o săptămâna trecută la Bârsănești, deci nu ajunge și ieri așteptam, zic, vine mașina sau nu vine? Ca bine. Din săptămâna trecută, joi, au fost la Vișoara. Da. Dar au trecut fulger prin Căiuță. Deci nici Căiuță? Da, nu plătise, dar am văzut... Adică acum două săptămâni, nu săptămâna trecută. Săptămâna trecută am văzut lucrurile luați și... Deci, referitor la gunoi, cred că ar fi o mare greșeală ca să nu se mai... să se mai colecteze gunoiul în actualul sistem. Și așa avem probleme. V-am mai spus eu că sunt oameni care, deși plătesc, nu-l duce mintea, trebuie să-l ducă la parc, trebuie să-l ducă la gârbă. Sau mai știu și în altă, sau pe câmp. Deci, e mai tare instinctul decât realitatea timpului. Că multă lume înainte spune, ce îți plătesc pe domnule? Domnule, cum îi facă gunoi? Și vedeți că se umpli mașină cu toni. Așa este. Vezi la câte o gospodărie, și pubelă, și doi saci, și... Sunt mulți care scot acum pe toamnă și frunze și... Dar nu vorbim numai de toamnă, nu vorbim... Brumecoși și... Curpieni din castraveți. Da, exact, curpieni din tot felul. Erau cu gura mare. Cum, bă, nu au venit mașina, că eu cu noiul, dar eu cum, da? Sunt convins de treaba asta. Nu toți nu plătesc. O parte își fac treaba și la... Dar la... Și sunt la cântărit, la cântărit cum se face, nu plătesc. Dar el cântăresc, nu le depozitează, unde îl duc la... Cântăresc pe aia la Bacău. La Bacău, direct sau trece prin Unești? La Groasă. Direct, nu mai duce la Onești. Nu mai duce la Onești. Să punem la vot punctul... Dar nici nu mai e mai la Onești aici. Nu mai e. Vreau să desfințat. Nu mai e acum. Totuși... Cred că e de acord. Trebuie de acord până la mică. Trebuie în următorul punct. Deci este vorba de aprobarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, amenajare, trotuare în comună Ștefan cel Mare, județul Bacău. Am discutat că avem o oportunitate prin GAL, grupul de acțiune locală, Valea Trotușului,
să amenajăm trotuare în comuna Ștefan cel Mare, respectiv satul Nezuiești. De o parte și de alta, drumul național. Și pe 1 decembrie se lansează sesiunea de depunere a proiectelor. Și pentru a putea să depunem și noi proiectul, avem proiectul făcut, trebuie hotărârea Consiliului Local de aprobare a necesității, oportunității și potențialul economic al investiției amenajate trotuare în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Și pot să vă spun că cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Operatorii economici și lista instituțiilor sociale de interes public deservite direct de proiect sunt cuprinse în anexa 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Acum dau citire indicatorilor tehnici ai investiției. Lungimea totală de amenajare trotuare 3.432 metri liniari, sistem rutier. Strat de balast în grosime de 10 cm. Beton de ciment C30x37 în grosime de 10 cm la trotuarele noi și 6 cm la trotuarele existente refăcute. Avem o porțiune de trotuare care vin refăcute, se mai înalță cu 6 cm și se lărgesc. Se aprobă valoarea totală a investiției 499.775 lei, echivalentul la 109.420 euro. Valoarea eligibilă a investiției 341.173 lei, echivalentul la 74.696 euro. Se nominalizează și delegă primarul comunei, reprezentant legal al comunei pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Numărul de locuitori de servici de proiect este 4.742 locuitori, conform rezultatului recensământului populației și a locuinței din anul 2011. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare își asumă angajamentul de asigurare a cofinanțării. Primarul, prin aparatul de specialitate, face celălalt îndeplinire prevederilor prezente hotărâri. Acum dau citire listei agenților economici de servici de acest proiect. I.I. Bontaș Constantin, S.C. Brisoft Company SRL, Bontaș știți cine este, are activitate de comerț, cealaltă firmă, întreținere și reparare autovehicule, e la Negoiești, Titichelaru, S.C. Genalex Com SRL, comerț, Gelu Popa, I.I. Vlase Răzvan Ionel, relucrare și conservarea cărnii, fabricare produse din carne, SCZ KZ Trade SRL Comerț, respectiv Bostan, II Humă George Alexandru, activitate de comerț, SC Alpado Producție, SC Agrotim Prod SRL Comerț. Lista instituțiilor sociale de interes public deservite de proiect. Școala gimnazială numărul 1 Negoiești, Primăria Comunii Ștefan cel Mare, Biblioteca Comunală Ioan Susanu, Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru, Biserica Ortodoxă Sfântului Arhanghel Mihail și Gabriel, Cabinet Medical Individual Dr. Cardar Rodica. Dincolo de toate societățile și toate... Să înțeleg că pe 1 decembrie știm dacă proiectul se depune. Se depune, da. Da, dar eu cu siguranță vă pot spune că... De, asta e foarte bine. Și chiar o necesitate. Este o necesitate. Ca să vă spun, deci știți de parte și de alta a drumului național, de la școală, pe partea stângă mergând spre ajut, de la școală până prin dreptul bibliotecii și pe partea dreaptă, de la Bontaș până la Gărbovană, la Bostan. Este o investiție care deservește o mare masă de consumatori. Dar cel mai important lucru este că protejează cu siguranță circulația. Exact, foarte mult.
sau înmulțit mașinile, cred. Așa este. La așa este. Secundă, cred. Și așa cum am văzut un proiect, este lățit ecartamentul față de ceea ce e 40 sau 1,60 m. Permițând, lățimea asta permițând ca și un biciclist să treacă la nevoie, dincolo de șosea care este, biciclistul pe șosea este un pericol iminent, fără discuții, da. Nu am fost eu atent. Care e din valoarea asta, ce vine de la GAL? 7, 6, el e civil. Deci este 74.696 de euro. Și până la 109.420 este partea de cofinanțare a... La primărie. Da. Îl punem la 30%. Noi puteam să mergem și numai pe cheltuială, pe banii care ni dă galul. Dar era un lucru indeterminat. Da, exact. Deci nu opream undeva. Cu autostrada. Da. Nici e făcută, nici nu e făcută, deci practic nu e utilizabil. Diverse, iar un noroc pentru comun e că drumul este drept. Nu-i sinuos ca să apară, bă, vezi o mașină tocmai la intrare în sat și o vezi până aproape la ieșire. Deci asta e o chestie bună. Cu accidentele, cu... Da. Domnul Croitor. Numai animale. E la diverse. Am o problemă la rubrica diverse. Da. De fapt, două. La intersecția dintre drumul care merge spre biserică, Mărădeana, și cel spre Ciușmea, există stația de autobuz. În stația de autobuz, chiar în față, e un izvor care nu este captat. Apa iese la suprafață, se infiltrează pe sub stratul asfaltic abia pus. Cred că trebuie făcut săpat, făcut un foraj ceva și deviat apa de acolo, pentru că vin înghețurile și o să facă prăpătare. Da, știm despre ce e vorba. E prea plinul de la... E un cămin lângă, lângă stație la Troiță. Dar nu asta s-o subtraversă podiețul ăla acolo ca să preia apa și tot din... Nu, e... E un cămin, da. Și am vorbit cu ăsta, cu Mamălache, și-o rămas să fac un blind. O bucată de tablă rotundă, să vină, să intre pe, în interior la conductă și s-o sudăm. Acolo nu e, e un prea plin, care dă din căminul ăla. Nu știu dacă e de acolo. De acolo. A existat un izvor acolo. De acolo este. E un cămin. Știu căminul. A, da, și de acolo, de acolo este conducta. De acolo, din căminul ăla. La Poenarul și cu alea două familii. Mai contează. Numai să rezolvi problema că păcate, păcat de asfalt. Doar prevară. Și mai am o clipă de urmă. Este acolo. Acolo Mariana a făcut izvorul. Deci a captat apa în casă. Care a cumpărat casa de la Lenin Ciobanu, este de el făcut zborul și acum apa s-a umplut de afară. Nu-i făcut de el, dar chiar vrei să știi, ăla era de pe vremea lui Petru Ciobanu. Era, dar acum l-o renumit. L-a scormonit acolo. Și aș mai avea o problemă, vine lumea la mine că parcă aș fi a lucrat la Enel. Pe zona fermei la domnul Slotu, pe toată bucla aia acolo, nu arde iluminatul public. Și sunt oameni în vârstă care... Nu arde de tot, de loc. Nu s-a rezolvat nici ieri, alaltă ieri am fost în Rădeana și adică m-a contactat Radu Gheorghe, care este... Clopotarul, Și de față cu el am vorbit cu Genis, cu firma care asigură mentenanța la iluminatul public. Da, și a venit și m-a sunat și a zis că merge iluminatul. L-am trimis seara pe Ilie. Seara n-am mers deloc. Așa? Nu. Alaltă seară. Alaltă seară. Și într-adevăr, nu ardeau de la biserică tot inelul ăla. Da. Așa. Ieri n-am mai putut lua legătura. L-am sunat de două ori. Și ai vorbit ieri? Așa, și? Am zis că se duce acolo să vadă despre ce vorba. Au fost și când i s-au dat zilele trecute, au verificat, merge. Au zis că nu știi ce se întâmplă. Se duce și azi. Nu, acolo nu sunt lecuri, domnul primar. Deci este o ramură care se servește, se leagă la transformator. Vine drumul principal la biserică și duce până sus. Este o ramură care duce pe Islas.
Da. Așa, și o ramură care vine la vale, până la pod, până la pod la Ierimia, deci. Deci spre... Acest independent una de altă? Da, da, da. Probabil ca o chestie comună, eu știu, la general, dacă îți duci o fază, probabil că nu. Sigur, ca un semn și unde aprinde. Da. Ele s-a prins toate, dar încercând să însemnească, sare siguranța pentru ala la vale, nu merg ala de la vale, cât sunt 6-7 lămpi. Iar partea asta de la deal, principală, cum îi spune, la biserică, e un singur circuit. Dar pe acolo mi-au spus și mie niște oameni că băia lui Bogdăneanu, aceea lui Bogdăneanu, eu vă spun, nu iar de becul, vezi becul când nu vedea o ogradă, vezi becul e pus să vezi pe drum, nu pe o ogradă. Dacă vrei să vezi în ogradă, eu știu ce vreau. Dacă vrei să vezi drumul, pune vrei pe o ogradă, pune-ți-l la ușă, la cap. Nu, dar problema e că nu arde nu arde, nici nu arde, nu arde, nu arde. Nu are cum să fie arde situația. Dar ea asta o obiectează de obicei când se arde becul, nu vede ea în ogradă. Vei, în ogradă îți pui becul. Da. La 80 de ani, omule, pe așa astăzi, și ia să vedem dacă... E destul de greu. Aia să deci, aseară nu știi dacă o mers sau nu. Nu mers, sigur. Nu mers. Tot satul. Deci, eu am venit târziu aseară, nu am tot satul. De, aseară am venit eu târziu cu mașina și nu... Nu, satul cu excepția asta care sunt la oraș, de jos de aici. Te luăm legătura acum, azi, iar cu... Nu, dar ar trebui cât e vremea bună să umbli un pic, să urmărească un pic pe jos traseul, ce pui, că... Că de la vântul cealaltă de atunci, eu cam, cel puțin la mine, când bate vântul pe râpa aceea, spuma scânteie, zic că studiază. Nu știu cum mă țin, că sunt bătrânit de sârmile alea de... Eu, bă, de iluminat. Nu, da. Nu ăla și ăla de alimentare. Vă salut, domnul Iorio. La Rădeana, aseară, n-a funcționat iluminatul public în tot satul. Dar nu a funcționat în tot satul, deci nu numai fideal, în zona respectivă. Tot ce-i posibil. Da. Bine. Bine, bine, bun, bun, sănătate. O remedia defecțiunea și de bine ce o remedia defecțiunea aia, nu mai, cred că o uitat... General. Să salte. Deci au făcut probă, o funcționa și media acolo la brigadă. Deci eu nu țin neapărat să fiu, dar poate să mă contacteze, vreau să știi numele meu, când trebuie. Ca să mă duc eu, că e... E mai schimbat din băieți. Unii știu dar satul... De ce nu știu? Păi unii băieți tu care mai vechi știu ulițele din Rădean, dacă nu, nu le știu. Da, și ați merge pe principal și... Aveți numărul de telefon. Eu n-am. Așa. Deci nu vă oprește nimeni ca să luați legătura cu ei când știți defecțiunea satului respectiv. Așa, mai sunat. Deci eu mă dispus să ver cu ei. Cred că omul este receptiv, nu cred că... Da. Chiar am vrut o lucrare cu firma lui. Păi nu, dacă, de exemplu, tu vine și dacă la domnul proiectorul la data dânsului nu arde, n-are de unde să știi. El vede o poartă acolo și de unde să știi cum am capul în uliții, e unde. Acum, de an, chiar vă rog să identificați toate becurile care nu funcționează și în funcție de, și de timpul lor, să mergem pe sat, să-l completăm. Domnul Matier. Domnul consilier. Am să încerc să ne acordați un minut sau două la nevoie. Am o problemă mai veche. Și în anii trecuți am spus-o domnul primar. Și ca să încep cu începutul, sau cu tema uitată de atunci, eu aș vrea să cred că încă mai funcționează legea care îmi permite ca 2% din venit salariu, mă rog, să-l direcționăm la instituții unde dorim noi. Bănuiesc că funcționează și este aplicabil și acum. Da. Aș fi curios, la nivel de comună, cam câte sute de salariați există. Aproximativ.
Am zis și o sumă. Mai e opțional. Nu poți vorbi de cineva. Opțional, evident. E opțional, fără discuție. Dar, continuând discuția din vis-a-vis de opțional, cei care nu au nicio opțiune sunt trecuți la stat. Și sunt cei mai mulți, vă spun, vă asigur eu, procentual, care nu au nicio intenție de a-i direcționa. Domnul primar, nu există nicio soluție să facem o publicitate ca cei oameni din comun, oare n-ar fi interesați ca cei 2% să-i doneze într-un cont deschis pentru primărie? Păi vă dați seama cam câte lucruri n-am rezolvat noi. Apropo de alea pietonală, apropo de joacă, apropo de locuri de joacă pentru copii, apropo de câte alte lucruri care sunt necesare. Eu cred că ar fi o sumă care ar fi deloc neglijabilă. Ia să ne gândim un pic. Dar nu știu dacă se poate. Deci opțional. Opțional. Ca și sponsorizare. Absolut. Deci societățile pot sponsoriza, dar nu le obligă nimeni. Sigur. Păi convinge. Să vă spun un lucru. Noi, majoritatea oamenilor s-au trecut să dea în cursul biserici. Și care e problema? Deci s-a rezolvat ce? Ați văzut? Dăm în cursul biserici. Foarte bine. Care e biserică? La menajare. Suntem care am completat hârtiile alea cu 2% și dăm un părut de aici. Parochiei, cum s-a spus. La Rădeana o doamnă care... Nu știu dacă primării se pot aloca cei 2%. De primării. Nu, școală, biserică. Sau asta? Dispensar. Asta da. Așa. De astea, instituții de interes public. Bine, interes public este și primărie. Deci primărie. Eu știu, are alt stat. Dacă poate să primească sponsorizări. Dacă poate să primească sponsorizări. Dar tu nu contează de unde. Nu, dar e sponsorizare. Cum primesc școlile, cum pot primi școlile, așa bănuiesc că pot primi și de ce. Dar Ștefan cel Mare este cineva, nu știu ce, avocat sau pe acolo, spre chimic. Și-au dat la biserică niște bani. Și-a luat un ser din grădina aceea, s-a pus cheamă, la cimitirul l-au pus niște viețe și popoate. Băi, dar ce le-au făcut aici? Deci că doamna care i-a dat nu știu câți bani. Stai, bă, dar ce i-a dat, care-i treaba? Păi, clar, știi, bă, deși, nu știu ce, doar iau o sponsoriză a biserică, poate să iei către ea locuri de viețe. Nu există. Ei, ai supărat popa. Nu, dar n-a știut. Au văzut acolo niște țăruși bătut, aranjat. Atunci cine i-a dat dreptul să facă ea... La biserică. Dar contribuie la biserică. Au avut o discuție după aia cu părintele. Dar inițial, lasă-o. O scurtată, știi. Așa e retorjat și pot. Dar nu înseamnă că trebuie să dau banii mei, merg la trotuar, trebuie să-mi iau parte la trotuar. Dacă dai, nu e obligatoriu, dar să... Sau orice sponsorizat. Mai ales la biserică sau când faci un act de caritate să-l faci fără să-i faci propagandă, fără să-i spui de deci intenția a fost înainte. Da. Nu, că sunt persoane care fac asemenea gesturi și chiar menționez. Dom'le, eu nu vreau să fiu... Să mi se spună nume, nimic. Să rămân acolo. Și ăsta este gestul politic. Ăsta este gestul politic. Domnul președinte, poate mai e cineva. Dacă mai mai, dacă închide nu sunteți curioși. Ce-am făcut cu PNDL 2, nu vă interesează. Ședința următoare. Nu, aia nu. Ședința următoare ședință, ce dată? Nu, să fie frumos. O carieră. Ce întrebare? Obiectivele care au fost, în ce fază s-a fost, în stare? Căciu, nu știu, bibliotic, grădiniță, nu fac să vă gândaștere. Da. Dar știți de cele patru obiectivii care au fost selectați? Deci construirii de poduri, Ștefan cel Mare, nu? Ștefan cel Mare și Gârbovana. Dispensarul. Centru sociomedical. Reabilitare și extindere școala Bogdana și alimentare cu apă, Rădeana, Cățun, Plot. Am semnat contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltării pentru apă, poduri și centru sociomedical. Urmează pentru școală. De ce n-am semnat pentru școală? Am depus, pare că mi se că 27 a fost vineri înainte de, la sfârșitul lunii.
Atunci s-au depus foarte multe. Și până când se selectează, până așa durează. Că s-au prelungit termenul depunerii, dacă inițial era 31 octombrie, s-au prelungit până la 30 noiembrie, pentru că pe data de 26 și chiar în dimineața lui 27, erau abia vreo 25% din proiectele anunțate, erau depuse la Ministerul Dezvoltării. Dar ei n-au știut că în vinerea respectiv, fiind aproape de sfârșit de lună, vor să depună masiv. Și atunci am depus și noi cu școala. Celelalte le-am depus mai înainte. De-aia am și semnat contractele de finanțare. Urmează procedura aceea, achiziția PDH-ului, să facem proiectul tehnic de execuție, după aia licitație pentru execuție și tot așa. Deci, cred că la anul pe la sfârșit de an bănuiesc eu, dacă în condiții normale, dacă ar defuge treaba, s-ar putea pe la sfârșit de an, anul viitor, să avem contractate și lucrările de execuție. Ne spuneți o lucru? Din coace cu PIAFIR, pe fonduri europene, acele tronsoane de drumuri și construirea grădiniței, s-a depus documentația PSAP, fișa de date achiziții, a fost verificată de ANAP, s-a dat ok-ul, suntem în perioada de depunere a ofertelor. Acum ofertele se depun online, cred că până pe la jumătatea lui decembrie e termenul de depunere a ofertelor, după aia selectarea. Dacă avem norocul să câștige o firmă care o fi, să nu avem contestații de la celelalte firme, în primăvară, cum să facem vremea bună, ne putem apuca de treabă. Și la grădiniță, și la drum. Drumul pe deal? Da, de ăla e vorba. Da. Deci ăla la Gutinaș pe deal, la Vrădeana, ulița de biserică până la școală. Și consolidare? Și consolidare, da. Aveți și podul? Intrarea. Podul. Am înțeles că de la Lucian până în coace se face canalizare plus podul din care l-a infundat acum. Au venit cu betoane de acolo, de dincolo, apa tot acolo. Nu de aia vorbeam cu asta. Dar n-ați drumul care sunt selectate. Acolo sunt fonduri proprii. Dar nu se poate ați prins și podul. Da, acolo nici nu... O primară. Da, să vă pun și o întrebare. Dar noi la Jubilin pentru continuarea asfaltării, trebuie făcut proiect din nou sau trebuie numai continuitate? Proiect din nou. Proiect din nou. Da. Deci avem acea solicitare la Ministerul Dezvoltării, prin alea 12 care le-am depus inițial și am fost selectat cu 4, este și Vișoara prinsă. Da. Acum să vedem dacă se mai lansează vreo sesiune la PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Deci a fost PNDL 1, respectiv drumul de la Arădeana, care l-am terminat. Da. PNDL 2, acele 4 obiective care vi le-am spus. Să vedem în decembrie sau în ianuarie dacă se lansează și PNDL 3. Și acolo depunem asta cu... 10 km jumătate de drum, de asfaltat. 10 km jumătate? Da. Deci în toate satele. Aproape că... Mai puțin la Vișoare. Da. Faci la Vișoare mai mult, mai soseau mai rupi. Și cu apa la Romi, tot asta a rămas sursa... Zăra Țigan. Da. Da, da, da. Zăra Țigan la Bădărea. Tot de aici sursa, captarea, rezervorul de alimentare, de stocare, sus pe islat la Rădeana, rezervor de 250 de metri cu parcă, și de acolo pleacă prin căderii, pe la pod la Rădeana,
pe drumul de la Ieremia Gheorghe și iese Thomas Sus în capătul satului la Țigani și de acolo pleacă din cădere. La conducta o să fie de plastic sau de fier? E de plastic, ca să nu o pune. Firma care se ocupă de ridicarea cămilor de canalizare la Lădeana. Da. Cum remediază ce au stricat? Eu i-am spus ăla care nu a... Dar ce-au stricat? Îl spun imediat. Și ăla care cu senzorul ăla să vadă... Da. I-am spus principiul. Canalizarea se face așa, se fac cămine din 50 în 50 de metri. În curbe, te așezi pe un cămin și îl faci pe celălalt ca cel de la vale sau de la deal să livezi cu el. Asta e principiul. Deci Doghelul o spartă în vreo 3-4 locuri. La o găsătă, o fost un cuiv, vreo potcoabie, nu știu ce o fost prin pământ. La baba Anica, mai sus, unde stătea Aurel, frasul lui Bârlic. Și acolo o spartă. Și pune în loc. Știu, știu, de asta dar îl schimbă. Bolovani. Ce am spus că era o legătură cu el. Păi dar cum da. Trec cu roata pe acolo și să-l deure. Dar deci, uite, eu am fost în ce loc e ăsta? De la cum se urcă pe la fântână, în stânga spre Luca, al treilea canal. În față la Miru. Chirales. Și mai este... Știu eu că l-am văzut. L-ai văzut? Problema este că sunt de proaste care sunt recuperate. Toate sunt recuperate. M-am uitat foarte atent la ele. Ei le-au luat de undeva când s-a făcut turnarea tronsoanelor ăsta cu capac. Nu, păi dar astea... Au fost îngropate, au fost înăuntru. Au fost sub. Existenți, puse... Am înțeles, am crezut. Deci le-au pus inițial. Nu, deci nu spuse... Doar au ridicat? Da. Am înțeles. Da. De-aia ați ruginit, că au stat pe pământiere. Se cunoaște că au fost în trafic și... Văzându-l pe ăsta în starea asta, că e ca o foiță de țigară, foarte subțire. Ăla la primul tractor care trece, îl sparge și intri noaptea și îți rup gâtul pe canal. Bine, nu legătura cu ei și o să schimb de ăla, sigur. În afară că de asta. Dacă îi spart, ei spart. N-a aliniat calea de rulare cu nivelul capacelor ăsta. Când intri peste unele, sparge capul în tavan mașină. Nu, povestesc eu și opresc eu. Deci ar mai trebui verificate. Dar de acum, dacă o să mai beton, este foarte greu să mai... E o problemă să vină el ăla din beton, cu existența. Dar nu au poate corectă să facă. Dar până mă opri toată din dimineața. Nu știu ce. Opresc din dimineața. Adică de presiune. Dar bine că este... Nu, la județean, la care